Onorat prezidiu, stimați reprezentanți ai autorităților naționale, județene și locale, distinși invitați și colaboratori din mediul socioeconomic și cultural, reprezentanți din mass media, doamnelor și domnilor profesori, stimați părinți, dragi boboci și studenți, onorată audiență, bine ați venit la deschiderea anului universitar 2022-2023 la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Începutul anului universitar este un moment emoționant, atât pentru studenți, cât și pentru profesori, în care pășim pe un drum inițiatic al cunoașterii. Astfel, în mod simbolic, universitatea se metamorfozează într-un spațiu gnoseologic în care educația devine principalul instrument prin care putem schimba lumea. Triada Antichității a transformat cele trei valori fundamentale în repere educaționale. Adevărul, prin informațiile și cunoștințele pe care le dobândim în anii de studii, binele prin modelele pe care le urmăm și frumosul prin acțiunile pe care le vom întreprinde. Toate aceste valori asumate transformă lumea, așa cum ne spunea Leibniz, în cea mai bună dintre lumile posibile, atâta timp cât este proiecția dorințelor, pasiunilor și viselor noastre. Vă dorim la început de an universitar să descoperiți că la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău aveți toate posibilitățile de a vă forma alături de colegii voștri și ghidați de profesorii care vă îndrumă să deveniți ceea ce astăzi vă doriți să fiți. În continuare, vă rog să-mi permiteți să vă prezint prezidiul, conducerea universității și distinși invitați care ne onorează astăzi cu prezența. Profesor universitar, doctor inginer, doctor honoris causa, Valentin Nedef, președintele Senatului Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Profesor universitar, doctor inginer, Carol Șnacovski, rectorul Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Domnul Lucian Gabriel Bogdanel, prefectul județului Bacău. Domnul Gelu Ionuț Panfil, vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău. Domnul Lucian Stanciu Viziteu, primarul municipiului Bacău. Doamna lector universitar doctor Gabriela Fotache, președintele Senatului Universității Bacău din Bacău. Doamna inspector școlar general, profesor Ana Maria Egarnic. Profesor universitar, doctor inginer Valentin Zichir, prorector pentru programe de învățământ și activități studențești. Conferențiar universitar, doctor Marcela Cornelia Danu, prorector pentru strategie economică și de calitate. Profesor universitar, doctor Elena Nechita, prorector pentru relații naționale și conferențiar universitar dr. Bogdan Constantin Rață, prorector pentru programe de cercetare. Conferențiar universitar dr. Cristina Cârtiță Buzoianu, prorector pentru etica și imaginea universității. Subsemnat. Conferențiar universitar dr. Inginer Mirela Panaite Lehăduș, decanul Facultății de Inginerie. Conferențiar universitar dr. Brânzușa Mariana Amălânce, decanul Facultății de Litere. Conferențiar universitar doctor Gloria Cerasela Crișan, decanul Facultății de Științe. Profesor universitar doctor Ovidiu Leonard Turcu, decanul Facultății de Științe Economice. Conferențiar universitar doctor Dan Iulian Alexe, decanul Facultății de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății. De asemenea, sunt prezenți în sală reprezentanți ai instituțiilor colaboratoare și partenere din mediul socioeconomic și cultural.
Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, domnul director Adrian Popa. Camera de Comerț și Industrie Bacău, domnul director economic Florin Chetreanu. Convergent Investment, SC Aerostar S.A. Bacău, SC Agricola Internațional S.A. Bacău, SCC Services România SRL, Centrul de Cultură George Apostu din Bacău, domnul director Gheorghe Popa, Casa Corpului Didactic Grigore Subotaru din Bacău, doamna director Mariana Ifrim, SC Barleta S.A. Bacău, Spitalul Municipal de Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, Agenția Națională Antidrog pentru Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău, doamna inspector de specialitate Marta Butnaru. De asemenea, mulțumim și băncilor care an de an ne sprijină în organizarea evenimentelor și sprijină pe studenți cu burse de studii. BRD, Banca Transilvania, Banca Comercială Română, Raiffeisen, ING Bank. Vă mulțumim tuturor pentru prezența dumneavoastră la festivitatea de deschidere a anului universitar și pentru colaborarea cu universitatea noastră. Pentru început, îl invităm la cuvânt pe domnul președinte al Senatului Universității Vasile Alexandrii din Bacău, profesor universitar, doctor inginer, doctor honoris causa, Valentin Nedev. Onorabili membri ai Prezidiului, domnule prefect, domnule vicepreședinte, domnule primar, stimați colegi de învățământul universitar și fără universitar Bacăuan, stimați reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului cultural, științific din regiunea centrală a Moldovei, stimați reprezentanți mass media, stimați colegi, și, în ultimul rând, dragi studenți, dragi boboci. Iată-ne la un început de nou an universitar. Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău intră în al 63-lea an de existență. Sperăm să fie un an de normalitate, de vedere al activității didactice, de cercetare, activității științifice, culturale și sociale. După o perioadă de pandemie în care am reușit să ne menținem cu activitățile la un nivel de calitate corespunzător, iată-ne la noi încercăm. Urmează o perioadă în care restricțiile de funcționare vor fi din partea, să spunem așa, consumul energetic în toate formele sale. Universitatea are strategiile, le-a elaborat, le-a analizat și putem spune că vom funcționa în condiții normale pentru anul universitar 2022-2023 din toate punctele de vedere. Sări de clasă, amfiteatre, cămine, cantina, restaurantul a studenților vor funcționa în condiții normale, iar Senatul Universității, la propunerea conducerii administrative, nu a ridicat taxele și tarifele de cazare și de masă. Suntem la nivelul anilor de dinainte de pandemie. Toate creșterile de cheltuieli le suportăm din banii, din veniturile universității. Astfel încât, dragi studenți, să vă facem cât mai ușoară existența, viața la Universitatea Vasile din Bacău, la Bacău, pentru că mulți din dumneavoastră veniți și aproape 1000 dintre dumneavoastră stau la cămilele universității. Observați, universitatea este pregătită din toate punctele de vedere să vă asigure cele mai bune condiții de viață și în special bobocilor care vin dintr-un mediu familial în care părinții au fost cei care i-au dirijat. Acum noi suntem tutorii dumneavoastră și pe această cale vă facem invitația pentru orice problemă aveți, dragi boboci, aveți îndrumătorii de ani, aveți directorii de departament, aveți
decan, conducerea facultății prodecan, aveți conducerea universității și aveți senatul universității. Suntem universitatea care avem în conducerea universității procentul cel mai mare de studenți, atât în consiliile facultăților, cât și în consiliile de administrație și în senat. Peste 25% din membrii senatului sunt studenți din toate formele de învățământ. Licență, master, doctorat. Universitatea este pregătită să vă asigure formarea la nivel internațional. Aceasta o dovedește multiplele schimburi care le avem, pe care le avem cu universități din Europa și din Europa și din afară de Europa. Avem peste 120 de universități parteneri în programul Erasmus, Erasmus Plus și alte programe. Foarte mulți studenți de la noi studiază un semestru în alte universități din Europa. Veți participa la diferite competiții de selecție pentru universități, începând cu Bulgaria, Franța, Germania, Italia, Spania, Portugalia și tot așa, să le pe toate, în care să vă completați pregătirea și pentru noi să vă dați seama că pregătirea la Bacău este la nivel respectiv. Acest lucru confirmă și multele doctorate în cotutelă pe care le-am finalizat cu Universitatea din Torino Politehnica, cu Universitatea din Cadiz, cu Universitatea din Franța, chiar vineri a fost un doctorat în cotutelă cu Universitatea din Orleans, Franța. Deci, vrem să vă confirmăm că Universitatea din Bacău asigură servicii de calitate pentru dumneavoastră, atât pentru educare, instruire, științifice, formare, dar și social. Sperăm că atât universitatea, vedeți cum am abătut de la discursul scris și vreau să vă vorbesc liber, pentru că simt că vorbesc foarte mult pentru cei din anul 1, pentru cei din anul 2, mă repet, și cei din anul 3 și 4, tot așa. Universitatea încearcă să vă asigure cele mai bune condiții și sociale, să puteți avea și o viață socială, culturală. Avem o ligă bine organizată, cu reprezentanță în structurile naționale de conducere a religiilor studențești. Avem diferite cluburi, avem diferite cercuri în care liga vă optează în acțiunile ei. Deci deja sunt deja consacrate anumite acțiuni ale ligii, ca autobuzul dragostei, ca 8 martie, ca Halloween, să spunem că au importat, dragobetele, astfel încât să vă implicați în proiectele și în aceste proiecte. Sperăm să găsiți și în orașul Bacău, în municipiul Bacău, și în județul Bacău, și în regiunea centrală a Moldovei, multe puncte de atracție. Vedeți, ultimul top al universităților s-a gândit la ce atractivitate oferă orașele universitare pentru studenți. Și ați văzut, Iașu a ajuns pe locul 4 pentru anumite, să spunem noi, atractivități pentru studenți. Vrem și Bacău. Nu o să luăm fața Iașu. Am acasă pe locul 5 ca să atragem studenți, iar dumneavoastră să ne mulțumiți pentru modul în care v-ați petrecut anii de studenție. Anii de studenție nu înseamnă numai studii, nu numai cercetare. Înseamnă multă socializare. Aici vă faceți prieteni, aici poate vă îndrăgostiți prima oară, aici vă formați o familie. Suntem alături de dumneavoastră să vă sprijinim, să vă ajutăm și în aceste, să spunem noi, preocupări personale. Numai dacă doriți dumneavoastră. Avem 3-5 de consilieri profesionali. Vă asigurăm de toate serviciile care le puteți solicita dumneavoastră și noi să vă oferim. Pentru studenții străini, cei veniți din zona Republicii Moldova, pentru cei veniți din regiunea francofonă, regiunea africană, pentru cei înscriși la doctorat și postdoctorat din țări care am avut colaborări, cum spuneam cu domnul prefect Marinite, de acum 40 și ceva de ani, când Bacău era al doilea centru pe țară la pregătirea studenților străini în limba română. De aici plecau către alte centre pentru a studia diferite programe, de studii. Dragi studenți, n-aș vrea să continui, pentru că dumneavoastră veți fi instruiți, dați-mi voi să vă spun așa, veți fi informați
la deschiderile anul universitarii de facultăți, unde veți afla informații despre specificul fiecare facultăți pe care ați ales-o, care are o structură separată, facultăți de fiind autonome, din punct de vedere a structurii, examenelor și finalizării de studii. De aceea, dați-mi voie să vă urez dumneavoastră multă sănătate, familiilor dumneavoastră multă sănătate și să vă asigure tot suportul, iar noi sperăm să vă devenim mentori, să găsiți sprijin ca la un frate, ca la un prieten, ca la un părinte. Cum vreți dumneavoastră să ne considerați? Suntem alături de dumneavoastră. Sunteți partenerii noștri în această universitate. Nu sunteți într-o relație de subordonare cu noi. De aceea vă reamintesc și la cei mai mari, studenții mai mari și la cei boboci, sunteți partenerii noștri. Încercăm să facem ce mai bine pentru dumneavoastră, pentru pregătirea dumneavoastră. Aceasta este, până la urmă, face parte din carta noastră, Carta Universității Vasile Exarhiei din Bacău. De asemenea, urez colegilor mei multă sănătate, putere de muncă, numai evenimente pozitive în această universitate, iar pentru reprezentanții instituțiilor cercetătorilor din județul Bacău, din orașul Bacău, îi asigurăm de toată colaborarea noastră în proiecte care vor urma. Vor fi proiecte destul de ambițioase pentru zona Bacău, așa numitul centru pentru pregătire duală, care împreună cu Consiliul Județean și cu Primăria din Bacău sperăm să-l obținem. Aici avem o competiție între Neamț cu Iași, Vaslui cu Iași, Suceava, dar sperăm să obținem pentru că avem cele mai bune aturi până în prezent. Un an bun! Viva Cresca Florea, Universitatea Vasile Exarhiei din Bacău! Profesor universitar doctor inginer Carol Șlahovski, rectorul Universității Vasile Alexandrei din Bacău, să ne adreseze câteva cuvinte. Dragi studenți, domnule prefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule primar, doamna inspector școlar general, distinși invitați, onorat auditoriu. Am să încep cu un proverb chinez adaptat. Universitățile își deschid ușile de intrat. Din păcate, trebuie să intrați singuri. Dar, pentru a vă ușura această intrare, universitatea noastră a început un program de mai mulți ani, care se numește Universitatea Aproape de Tine. Deci, universitatea noastră este foarte aproape de studenți. După cum spunea și domnul președinte al Senatului, am creat toate condițiile pentru a vă bucura de anii studenției. Avem o bază materială foarte bine pusă la punct. În acest sens, suntem și într-un program de digitalizare. În următorii 3 ani vom face achiziții de aproape 4 milioane de euro. Este în construcție un cămin studențesc care va fi de 4 stele, deci echivalentul unui hotel de 4 stele, condițiile vor fi minunate în viitor. Țin să mulțumesc invitațiilor care reprezintă autoritățile naționale, autoritățile județene și locale, precum și angajatorii, pentru efortul depus de a veni la acest curs de deschidere a anului universitar. După 2 ani de pandemie, această deschidere este emoționantă și pentru mine, deoarece până acum am vorbit în fața unui monitor. După mulți ani, vorbesc pentru prima dată în fața unui
public atât de numeros. De asemenea, ne bucurăm că sunt alături de noi toți reprezentanții din domeniul social, cultural, sportiv, sănătate, ISU și alte autorități. Vedeți că universitatea este sprijinită din toate părțile. De asemenea, ținem și noi să-i asigurăm că vom sprijini dezvoltarea locală, dezvoltarea județului și dezvoltarea regiunii, pentru ca această regiune nord-est să fie o regiune în care să ne placă să locuim, să trăim și să ne creștem copiii. Ca și statistică, în acest an, admiterea a constat în 1255 de studenți boboci la licență, 573 la master, 16 la doctorat. La doctorat țin să menționez că avem un nou domeniu de studii doctorale, filologia. Deci universitatea asigură pregătirea completă pe domenii de licență, master și doctorat. De asemenea, în afară de aceste forme de învățământ, avem cursuri de conversie profesională, cursuri care vor fi finanțate în acest an printr-un program ROZE pentru anumite cadre didactice. Avem alte cursuri de specializare în diferite domenii. Un exemplu ar fi și cursul de securitate cibernetică pe care îl recomandăm să-l urmați, deoarece este necesar pentru oricare dintre noi. Pe lângă activitatea didactică, universitatea se concentrează pe activitatea de cercetare și de colaborare cu alte universități. După cum ați auzit, fiecare student în decursul ciclului universitar poate studia cel puțin un semestru la o universitate din străinătate. Suntem în stare să asigurăm acest lucru. Numai să fie doritor. Cum am zis, școala își deschide ușile, mai trebuie să intrați. Și aici, ca să plecați în străinătate, trebuie să doriți. O altă activitate importantă a universității este sprijinirea studenților. S-au spus multe, deci nu mă voi repeta în acest sens. Țin să menționez că Liga Studenților are o mascotă, are post de radio, fiind singura ligă care are un post de radio național, post de televiziune și ansambluri de dansuri populare. Deci activitatea ligii este foarte, foarte prestigioasă. O altă componentă pe care o sprijinim este internaționalizarea. Deci, vedeți, avem foarte multe relații cu universitățile din străinătate și, de asemenea, dorim să intrăm în rândul universităților europene. În acest sens, căutăm să înființăm un consorțiu de universități europene. Chiar astăzi mă deplasez în Austria în vederea discuțiilor privind depunerea unui proiect în care universitatea noastră să facă parte din consorțiul universităților europene. Mă voi opri aici și astfel doresc să adresez mulțumiri bobocilor care au ales să studieze în universitatea noastră și cărora le dorim satisfacție și împliniri în formarea carierei și totodată doresc studenților, cursanților, cadrelor didactice, întregului mediu academic, succes pe plan profesional
și multe realizări pe plan social și familial. În încheiere doresc să urez o viață lungă Universității Vasile Alexandrii din Bacău, care are 61 de ani de activitate. Doresc să ajungă la anii de pensionare, dar să nu se pensioneze niciodată, să continue activitatea. De asemenea, doresc să mulțumesc încă o dată invitațiilor pentru efortul făcut de a participa la această festivitate de deschidere a anului universitar și, de asemenea, tuturor studenților noștri le doresc să fie smart. Că asta e tendința în ziua de astăzi. Deci, fiți isteți. În încheiere, vivat, crescat, floreat, Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Pe domnul prefect Lucian Gabriel Sărănen să ne adreseze câteva gânduri la început de an universitar. Domnule președinte al Senatului, domnule rector, stimați invitați, dragi boboci, dragi profesori. Am gândit mult ce să vă spun în calitatea mea de fost absolvent al literelor băcăoane, al Facultății de Litere. Un fost student pe care îl încearcă acum bucuria revederii profesorilor săi și al studenților, lucru care îl încearcă ori de câte ori sunt prezent în mijlocul dumneavoastră, cu atât mai mult la acest eveniment, aș spune eu, festiv, către deschiderea unui nou an universitar. Chiar glumeam, schimbând două vorbe cu domnul președinte al Senatului, că văzând atâtea ecrane, proiectoare, camere de luat vedere, atâta tehnologie, nu pot să nu-mi amintesc că acum vreo 20 de ani, când m-am apucat eu de facultate, nu existau lucrurile astea. Nu... Toată tehnologia asta era în imaginația noastră cel mult, sau deloc, dacă vorbim de smartphone-uri și tablete. De exemplu, ele nu existau nici măcar în imaginația noastră. Fac parte dintr-o generație pentru care cartea și profesorii au reprezentat reperele pe drumul devenirii noastre intelectuale și chiar umane. Acestea sunt cele două borne care le-au configurat parcursul existențial. Profesorii și cartea, cele două repere. Din postura unui reprezentant al generației cărții, una dintre ultimele generații, dacă nu cumva chiar ultima, aș vrea să împărtășesc cu voi succint din experiența mea de student al Universității din Bacău și această experiență cred că poate fi rezumată, fără să greșesc, la constatarea că a învăța, a te perfecționa, a studia, reprezintă o opțiune strict personală, o alegere a dumneavoastră, individuală, nu o alegere de grup, de grupă universitară sau de an universitar. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți chemați să faceți această alegere la un moment dat, această opțiune, și spun treaba asta pentru că apucând-o decis pe acest drum, cu hotărâre, pe drumul ăsta al studiului, un drum care nu este ușor, presărat cu renunțări, poate cu timp dedicat muncii intelectuale și mai puțin plăcerilor, să zicem, de zi cu zi, a celor tinerești, acest drum va conduce acolo unde visați, fiecare dintre dumneavoastră. Probabil că există în această aulă studenți, tineri studenți, la început de drum, dar care, cărora le-am colțit în minte ideea de a pleca din țară, din Bacău, din țară, după terminarea studiilor universitare. Eu vă asigur, tot din experiența mea personală, a ultimilor 2 ani, aproximativ 2 ani, pe traseul Bacău-Bruxelles, eu vă asigur că nu vă așteaptă nimeni nicăieri cu covorul roșu întins și nici cu pâine și sare. Cu atât mai mult în contextul extrem de delicat pe care îl parcurgem în toată Europa, nu doar în România, în toate țările europene. Și cred că lucrul ăsta îl puteți vedea de unii singuri. În schimb, rămânând aici acasă, în Bacău, în România,
cu siguranță, prin raportul pe care îl veți aduce, prin contribuția voastră, puteți pune umărul la modelarea comunității locale, de ce nu a țării, în sensul în care ne dorim cu toții sau în sensul în care visăm cu toții că trebuie să arate un oraș sau o țară. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă urez mult succes și baftă în nou an universitar și pe parcursul întregii facultăți, nu doar în nou an universitar. Vă mulțumesc! Nu vreau să pare că eu impolitețe și vă rog să mă scuzați, dar undeva către ora 11 trebuie să particip la o depunere de jurământ la Inspectoratul de Jandar Județean, așa că la un moment dat mă voi retrage din prezidiu cu scuzele de rigoare. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru prezența la festivitatea de deschidere. Din partea Consiliului Județean Bacău, îl invităm la microfon pe domnul vicepreședinte, Gelu Ionuț Panfil, să ne adreseze câteva cuvinte. Onorată asistență, dragi studenți! Mă bucur să fim astăzi împreună la ceea ce înseamnă un nou început. Nu poți să te afli într-o aulă universitară fără să ți se trezească nostalgie. Pentru noi, cei aflați în alte trepte ale vieții, ne amintim cu drag de ceea ce a reprezentat studenția. Prieteniile înfiripate ad hoc, camaraderia, solidaritatea, dar mai ales emoțiile inerente fiecărui examen. Toate acestea rămân sentimente pozitive, a căror amintire vă va însoți mereu. Este important, cred, să nu uitați că toate eforturile dumneavoastră profesionale se reflectă direct asupra comunităților în care trăiți. Județul Bacău are nevoie de oameni bine pregătiți, motivați și profesioniști, care să facă față provocărilor impuse de noile tehnologii, de noile tendințe și reglementări de pe piața muncii, de oameni care să ajute să ne configurăm locul pe care o merităm, acela de regiune europeană. Și că noi toți, împreună, putem contribui la efortul de a face din județul nostru un loc atractiv pentru tine, dar și competitiv și stimulator pentru provocările profesionale, indiferent de domeniul ales de dumneavoastră. La rândul meu, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, pot să vă asigur că administrația publică locală depune toate eforturile pentru a vă susține pe dumneavoastră, tinerii bine pregătiți, care aveți nevoie de locuri de muncă, plătite decent, de infrastructură de sănătate, dar și de cea de agrement, nu în ultimul rând. Un gând de prețuire și respect aduc și dascălilor, cadrele didactice care au contribuit substanțial la formarea dumneavoastră. Sunt oameni deosebiți, pentru care crezul în viață se centrează pe o sumă de valori solide. Altruismul, răbdarea, generozitatea, toate acestea pentru voi, dragi studenți. Mult succes în noul an universitar care începe acum, iar cadrelor didactice le doresc în continuare răbdare și multă putere de muncă. Invităm la microfon pe domnul primar Lucian Stanciu Pizeteu, pe care îl rugăm să ne împărtășească câteva cuvinte la început de an universitar. Mulțumesc și bine ați venit la Bacău, pentru cei care nu locuiți aici de licei. Sunteți bineveniți. Este un drum nou pentru mulți dintre voi și felicit Boboce că au șansă să facă o facultate normală la prezența față în față și pentru cei mai mari poate să revină, practic, printre colegi. Cât timp mă uitam așa prin sală, încercam să reamintesc cum era în 2003, când făceam primii pași la automatică și calculatoare. În altă epocă, în licență, avea 5 ani de inginerie. Apoi am avut ocazia să plec în străinătate, când am făcut un masterat de 2 ani, un doctorat de 3 ani, am și predat. Și
Așa cum spunea și domnul prefect, tehnologia era mult mai puțin avansată atunci. Acum, toți dintre voi aveți un telefon. Voi de unde puteți accesa orice informație, oricând instant. Cursurile de sport, cursurile de inginerie care le aveți aici, puteți să le vedeți la orice altă facultate din țară sau din străinătate. Ne-am întrebat uneori de ce mai avem nevoie să venim aici, dacă toată informația este peste tot. Unii profesori le și filmează și le aveți accesibile oricând. Să vă dau câteva cifre așa pentru fiecare student care termină o facultate în România. În China, de exemplu, ies de 10.000 de ori mai mulți. Statul chinez produce 1.000.000 de ingineri anual. Noi nu producem acești studenți în general. Deci diferența dintre noi, acești studenți care ies și studenții francezi, germani, chinezi, care este cunoașterea. Cât de mult putem să înțelegem din abundența de informații care există. Degeaba o avem dacă nu putem înțelege și o putem folosi imediat. De asta ce vă recomand, din ce am văzut din alte locuri, este să puneți în aplicare cât mai repede ceea ce învățați, pentru că doar prin punerea în aplicare a acestor informații se naște cunoașterea și aveți în Bacău foarte multe companii care de-abia vă așteaptă să faceți practic la ei, să vedeți ce înseamnă teoria pusă în aplicare. Și mai mult să vă focalizați pe lucrul unei echipe multidisciplinare. Deja barierele între informatic, sport, biologie, litere, se estompează. Nu mai există un singur domeniu în care poți să te specializezi, trebuie să știi și ce se întâmplă în stânga, în dreapta. Și pentru asta, un alt lucru care trebuie să-l faceți și vă recomand este să lucrați în echipe multidisciplinare. Așa vă veți pregăti pentru problemele din realitate care nu mai țin strict de un domeniu. Și, bineînțeles, să nu uitați să vă distrați, să profitați din plin de orașul nostru și de tot județul, și la sfârșit să intrați ușor, ușor în câmpul muncii cu drag și dor de această perioadă de studenție care este unică în viața voastră. Vă urez mult succes! Universitatea George Bacovia din Bacău este prezentă prin doamna președintea Senatului, rector universitar dr. Gabriela Fotache, pe care o invităm să adreseze câteva cuvinte. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și sunt astăzi aici pentru a prezenta salutul cadrelor didactice și al studenților Universității George Bacovia într-un moment de început, un nou început pentru mulți dintre noi, un început care presupune obiective, așteptări, speranțe și pe care îl trăim cu emoție de fiecare dată, deși noi cadrele didactice o facem în fiecare an, suntem la fel de emoționați ca și studenții debutanți, cei care se află pentru prima dată într-o universitate. Obiectivele sunt de cele mai multe ori foarte înalte. Speranțele pentru un viitor mai bun sunt greu de îndeplinit într-un moment în care lipsește predictibilitatea, într-un moment în care nu știm ce ne așteaptă mâine, dar așa cum am făcut cu toții față provocărilor ultimilor ani, cu siguranță, împreună, cadre didactice și studenți, vom găsi soluții pentru un viitor mai bun. Vă doresc din suflet să vi se împlinească așteptările de astăzi, în special studenților și mai mult decât atât studenților debutanți. În același timp, vă doresc să împliniți așteptările cadrelor didactice ce vor fi mentorii dumneavoastră în următorii ani. Și mai mult decât atât, vă doresc ca speranțele de astăzi să devină mâine realități. Vă mulțumesc! Uh,
În continuare, o invităm pe doamna inspector școlar general, profesor Ana Maria Ecarmin, să ne transmită câteva impresii la început de an. Bună ziua, vă spun și eu. Vă mulțumesc pentru primirea umană. Așa cum s-a deschis prezentarea de astăzi, faptul că vi s-a pronunțat dintr-un început și bineînțeles că vor fi un fel de embleme pe parcursul anilor universitari pe care veți parcurge în astfel, dragi studenți. Bine la adevărul și frumosul, trebuie să nu ne părăsească, să vă fie, așa cum spuneam, embleme, să vă fie ghid, să vă fie tot ceea ce deschide calea cunoașterii în anii universitari. Acum, fie la momentul acesta de start, fie de continuare a studiilor, fie de împlinirea lor pentru cei din ultimii ani, alături de profesorii voștri, alături de cei care vă diriguiesc formarea, și ca oameni, așa cum spuneam, dar bineînțeles și ca specialiști, pentru că totuși vorbim despre un mediu superior, mediul universitar, o felie existențială, îi spunem noi firească, pentru că ne aflăm cu toții aici și mai ales voi, dragi studenți, dar care e salvatoare de foarte multe ori într-o societate nu doar românească, aflată în ușoară de rută, ci trăim cu toții pe propria piele, lipsa direcțiilor corecte de foarte multe ori, căutarea acestor direcții, suntem obligați să le căutăm, avem această datorie morală, fie ca români, fie ca băcăoane, așa cum spunea domnul prefect, în așa fel încât lucrurile să meargă totuși spre bine. Să fiți sănătoși, să aveți putere să duceți lucrurile la capăt, să vă bucurați de viața de student cu toate zonele ei complexe, chiar și în momentele în care greul își arată colții, dar bineînțeles și în momentele plăcute de socializare, de distracție și alte cele. Doamne ajută să o țineți tot așa pe acest drum, pentru că dacă sunteți aici, drumul este corect. Doamne ajută! Mulțumim tuturor invitaților pentru cuvintele frumoase adresate. Suntem siguri că pentru bobocii din anul întâi, prezența dumneavoastră aici la evenimentul de deschidere al unui universitar certifică faptul că au făcut cea mai bună alegere rămânând să studieze aici la Bacău. Vă mulțumim! Despre emoțiile și gândurile unui proaspăt boboc în prima zi a anului universitar ne va vorbi în continuare studenta Adina Marinela Manfriche de la Facultatea de Litere, programul de studii comunicare și relații întâi, anul întâi. Să o aplaudăm ca să o încurajăm. Onorată conducere universității, stimați invitați, dragi colegi, mă bucur să fiu astăzi alături de voi, în fața dumneavoastră, la acest început de an universitar, în care ne unesc aceleași emoții, aceleași scopuri și aceeași dorință de evoluție într-un mediu academic competitiv. Și mă simt onorată să vă adresesc câteva cuvinte din partea bobocilor Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Cu multe visuri și idealuri mărețe, un amalgam de agitație, fericire și tensiune, pășim astăzi spre un nou început, pentru a descoperi facultatea, un adevărat oracol de cunoaștere și diplomație. Suntem copleșiți de șansa spre care deputăm, aceea de a deveni părți directe dintr-un proces de instruire evoluat, într-un mediu de prestigiu. Dorim să depășim paradigma și să aspirăm către cel mai înalt nivel de cunoaștere și devenirea noastră. Suntem încredințați că facultatea pe care ne-am ales-o va ocupa imperios una dintre cele mai importante drepte în aceste procese, în care vom avea parte de un progres continuu. Așa cum afirma Platon, direcția în care începe educația unui om îi va determina viața viitoare. Suntem convinși că drumul ce ni se deschide astăzi, în fața noastră, va fi temelia unui viitor de succes, la care dorim să accedem cu nerăbdare. Suntem poate timorați, poate emoționați, sau poate doar curioși vis-a-vis de nou și necunoscut. Dar știm că schimbarea dă sensul evoluției. Pasiunea noastră pentru domeniile pe care vrem să le studiem ne-a adunat aici, în fața unor oameni excepționali, dedicați educației. Viitorii noștri profesori, față de care nutrim o distinsă stimă și apreciere. Vă mulțumim că veți facilita drumul nostru spre ideal
și că veți fi alături de noi în crearea noastră ca indivizi pregătiți pentru viață. În final, doresc să urez tuturor mult succes și reușite în noul an universitar. Vă mulțumesc! Finalul acestei festivități aparține colegilor voștri de la Liga Studențească din cadrul Universității Vasile Alexandrii din Bacău, care vin să vă vorbească despre cea mai frumoasă și importantă etapă a vieții voastre, studenția. Le mulțumim pentru modul în care se implică în toate proiectele universității și le dorim mult succes în ceea ce își propun să realizeze anul acesta. Îl invit la microfon pe studentul Alexandru Chetroiu, președintele Ligii Studențești din cadrul Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Mulțumesc frumos, doamnă prorector, stimați invitați, stimate cadre didactice, dragi colegi de anul 3, 2, 3 sau 4, vreau să vorbesc puțin din ipostaza unui student simplu, pe lângă o funcție de președinte al Ligii Studențești. Sunt un student la fel ca voi, care merge la cursuri, care a învățat din anul 1, acum chiar 6 ani, pentru că sunt la a doua facultate. Am învățat cum este să dai un examen, cum să dai chiar și o restanță, pentru că fiecare student probabil a ajuns în situația asta. A ajuns să învețe foarte mult ca să treacă peste niște examene și a descoperit că încă din anul 1, alături de Liga Studențească, descoperă universitatea, descoperă cât de multe lucruri poți face aici, cât de multe lucruri poți face ca să te dezvolți pe plan personal, pe plan profesional, pentru că aici este locul în care am descoperit ce îmi place cu adevărat să fac și chiar aici am descoperit faptul că pot chiar să intru în lumea antreprenoriatului, datorită universității Vasile Alexandrii de Bacău și datorită Ligii Studențești. Astăzi sunt un alt om și așa aș vrea să fiți și voi la fel, să descoperiți ce poate să facă Universitatea Vasile Alexandrii de Bacău pentru voi și ce puteți face voi aici cu adevărat. Pentru că ați ales un program de studiu, ați ales o facultate și vă încurajez să continuați să vedeți ce puteți face aici și ce puteți face chiar și în Liga Studențească. Pentru că pot să trec puțin și la partea asta, unde vă invit de astăzi, de săptămâna asta, începând de săptămâna asta să ne vizitați. Ușile noastre sunt deschise mereu. Avem chiar și două standuri, în corpul B și în corpul C, unde voluntarii noștri stau acolo și o așteaptă să vă răspundă la întrebări, să vă spun mai multe lucruri despre universitate și despre ce puteți face în Liga noastră studențească. Vreau să vă urez un an nou cu multe bucurii, cu multe succese și așteptăm la noi, la Liga studențească. Un succes! Mulțumim tuturor pentru participare. Vă mulțumim că ați ales să vă continuați studiile la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Vă invităm la deschiderea pe cele 5 facultăți să participați, să aflați informații despre noul an universitar și vă dorim mult succes!